astăzi te învăț cum să construiești singur un echipament de backup pentru sistemul tău de securitate sau telecomunicații. Aici în stânga avem un stabilizator de tensiune de 1200W, aici mai jos găsim 4 camere de supraveghere cu rezoluție Full HD, unde vrei safer cu 4 canale Full HD, o sursă de tensiune 12V cu 10A, un cablu de alimentare, mufe, DCM și DCF necesare sistemului analogic de supraveghere, sculele necesare, clește pentru dezizolat, șurubelniță în cruce, patent dacă ne trebuie, clește SVIC sau acest clește pentru sertizare PIN. Hai să vedem, un hard disk, o memorie de 1 TB, video baluni cu click, iar aici am folosit un UPS cu o putere de 900W, un FTP Cat 6 de la Schrack și, bineînțeles, mufele pentru hard disk, mufa de alimentare și mufa pentru date și să nu uităm cablurile pentru alimentare ale camerelor ce vin conectate în această sursă de 12V cu 10A. Din câte se vede, mai am aici o cameră de la IMO, este vorba de camera IMO Versa pe care o voi adăuga ulterior. Cred că nu am omis nimic. De ce consumator am uitat eu să vorbesc astăzi? Bineînțeles, este vorba despre un monitor, pentru că și de monitor avem nevoie la echipamentul de supraveghere video. Și un monitor consumă undeva la 20-30W. Dar dacă ai un monitor mai scump și mai bun, va consuma mult mai puțin. Consumul meu total, aproximativ, pe tot echipamentul de supraveghere video, în afară de stabilizator și UPS, urcă undeva la 200W. Hai să-ți explic cum am făcut asta. De exemplu, o cameră de genul de 2 megapixel cu infraroșu la 20 de metri consumă undeva între 2,7 și 3W. Automat avem 4 camere, 312W, DVR-ul consumă undeva la 4W fără hard disk, hard disk-ul 3W, sursa de comutație 120W și dacă mai vreți să adăugați voi altceva, mai faceți încă o dată totalul. Prin urmare, conectăm acest echipament la UPS, după care UPS-ul îl conectăm la stabilizatorul de tensiune. Hai să vedem cum facem asta. Dar nu uita produsele în descriere. Și bineînțeles, dacă apreciezi munca noastră, lasă-ne un like și scrie-ne un comentariu dacă crezi că nu am explicat ceva foarte concret. Hai să-i dăm bătaie! Începem cu semnalul video. Am aici un FTP de categoria 5. La 4 camere folosim 8 video baluni cu click. Sunt gata conectați. Pentru alimentare însă avem nevoie de 4 mufe DCM și cabluri cu 2 fire de cupru de 0,75. Este important să folosim papuci electrici pe cele 4 alimentări ale camerelor. Dezizolăm firele și introducem papucii pe fiecare capăt al firelor. Sunt gata mufate. Conectăm mufele DCM conform polarității și sunt gata și acestea. În imagine se vede sursa de 12V cu 10A. Conectez sursa pentru 220, după care conectez plusul și minusul camerelor pe bornele de pe sursă ce indică sarcină minus și sarcină plus. Conexiunile sunt pregătite la sursă. Pe DVR trebuie să instalăm memoria și desfacem șuruburile. Eu folosesc o memorie de 1 TB. Poți alege Seagate sau Western Digital. Conectăm datele și alimentarea memoriei. La final fixăm capacul DVR-ului. Alege Safer pentru o viață mai sigură. După cum spuneam, construim un sistem cu 4 camere Full HD. Conectăm videobalunii pe fiecare cameră, apoi același lucru îl repetăm și în DVR la semnalul video BNC. Sursa este pregătită și acum trebuie să alimentăm fiecare cameră la mufa DCM pentru curent electric. Pe birou se află sistemul întreg. Prima dată introduc cablul cu 3 pini în UPS. Apoi, prin același cablu conectez UPS-ul la stabilizator. Urmează conectarea DVR-ului la UPS. Acest lucru este vital pentru salvarea informațiilor. Dacă nu faci asta, UPS-ul este 0 pentru sistemul tău de supraveghere. Urmează sursa de 12V care generează curent electric camerelor de supraveghere. Și aici conectarea sursei este vitală. Până acum, DVR-ul și camerele sunt protejate împotriva unei pene de curent. Monitorul însă este opțional, dar eu am ales să-l conectez la UPS. Un lucru foarte important. Conectăm și routerul cu rețeaua locală la UPS. Vezi în stânga imaginea. Eu am un router Archer de la TP-Link. Dacă se ia curentul, poți vizualiza în continuare camerele pe aplicație de la distanță de pe date mobile. Dar dacă se întâmplă ceva pe rețeaua Digi și cade internetul, atunci internetul va fi offline și pentru mine. Oricum, eu am ales să conectez și routerul la UPS. Totul este funcțional.
Stabilizatorul trebuie să aibă putere mai mare decât UPS-ul, iar UPS-ul trebuie să fie mai puternic decât consumatorii conectați la acesta. Se pare că o cameră îmi face probleme. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Totul este no notes, în afară de sursă. M-am tot uitat ce să fie ce să fie. Oricum, vezi că pe canalul nostru poți vizualiza multe materiale video de ajutor. Pentru adăugarea DVR-ului pe aplicația DMSS, trebuie să navighezi în rețea și să activezi serviciul de cloud P2P de pe DVR. Mai departe, descarci aplicația DMSS pentru Safer de pe magazin Play, îți faci cont, apoi scanezi codul QR și adaugi DVR-ul pe cloud. Următorul pas, dai Next, denumești DVR-ul, introduci parola de configurare și poți vizualiza liniștit cele 4 camere pe DVR. Apropo de camera care nu se încărca, am verificat din nou videobalunii și alimentarea și ceva nu făcea contact. Acum totul este ok. Se pare că iarăși am deranj aici pe birou. Să provocăm o pană de curent. Sistemul este menținut de UPS în acest moment. Sunt curios cât rezistă. Din cele 4 liniuțe care indică bateria la mine, sunt active doar 3 pentru că nu am încărcat UPS-ul complet. UPS-ul ales de mine este un Safire. Găsești în descriere toate produsele folosite în acest video. Curentul electric a fost întrerupt pe sistem la ora 16 și 14 minute și a rezistat până la ora 17:40, în total 1 oră și 26 de minute. Suficient de mult, spun eu, pentru a putea salva ceva pe acest sistem. Eventual puteai bea și o cafea liniștit în acest moment. Și dacă tot am ales să adaug o cameră Imoversa pe sistem, hai să o punem și pe aceasta. Întâi, navighezi pe DVR pe secțiunea camerei, de unde alegi conversia DIA și dai o bifă aici în dreapta pe IP. Poți adăuga până la 2 camere IP Full HD pe DVR-ul Safer. Mai departe. Intri pe aplicație și apoi alegi setările camerei. Selectezi etichetă și îți apare un cod QR, iar sub acesta vezi parola camerei implicite. Această parolă este unică. Într-adevăr, în acest video nu am mai setat IP static pentru camera IP. În schimb, îți recomand să o faci. Vezi acest video din dreapta sus. Vei afla cât de simplu setezi un IP fix pe o cameră de la IMO adăugată pe un DVR. După restart, selectezi adăugarea după IP. Îmi apare o bifă verde. Ai aici două secțiuni de adăugare. Dacă o alegi pe prima, îți apare tot aici o fereastră pentru parola camerei. Scrii parola de pe eticheta camerei, după care selectezi săgeata către dreapta. Nu uita să dai IP fix pe cameră dacă faci asta. Cred că a fost un video destul de interesant și de mare ajutor. Nu uita, pe mine mă găsești în secțiunea de comentarii. Ne revedem data viitoare cu un nou episod. Lux!